Conform prevederilor din codul fiscal, în România există mai multe categorii de venituri care sunt considerate neimpozabile. Scutirile se referă îndeosebi la ajutoare, indemnizații, cadouri, tichete sau alte beneficii pentru angajați. Printre categoriile de venituri neimpozabile figurează ajutoarele pentru naștere, ajutoare pentru înmormântare, ajutoare pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate potrivit legii persoanelor fizice, altele decât cele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, indemnizațiile pentru risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, recompense acordate conform legii din fonduri publice și, de asemenea, printre categoriile de venituri neimpozabile figurează și veniturile realizate din valorificarea prin centrele de colectare a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.